Domnul să binecuvinteze frații, să laude numele Domnului cu câte o cântare. Apoi, sora Ileana se va pregăti să cânte. Ați observat că sora Ileana are așa câte o postată de cântări, că sunt legate de o laudă. Cine poate Domnul să rupe, dacă sunt legate de o laudă, așa trebuie să fie cântat. Mărit să fie numele Domnului. Frații vor cânta, apoi sora Ileana. Dumnezeu să-i dăruiască putere la vârsta pe care o are și este și bolnavă, dar încă se mai duce cu greu și pe când intră în biserică, uneori mai uită de boală până când iese înapoi și Dumnezeu o întărește să dea laudă lui Dumnezeu. În urma acestor cântări, Domnul să binecuvinteze pe fratele Adi Mureșan de la Dezmir, slujitor în slujba Domnului acolo în localitate și în orice loc unde este chemat, poate, acceptă și se lasă folosit de Dumnezeu. Amin. Am dorit ca Domnul să-L binecuvinteze pentru seara aceasta, să-I dăruiască har, să-I dăruiască cuvânt, să-I dăruiască putere. Și spun din nou, cum am spus aseară, nu ca să repet, este o realitate pentru fiecare din noi, în fiecare seară. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Fiecăruia dintre noi, pentru nevoile personale, pentru nevoile trupului, dacă trebuie, și în mod special, pentru nevoile sufletului. Amin. Amin. Fraților, ce-ar câștiga un om dacă ar avea toată lumea întreagă să fie a lui și și-ar pierde sufletul? Cântarea pe care vreau să o cânt ne spune i-aș ajunge cea mai mare slavă pământească. Însă, dar, dacă îmi voi pierde slava cea cerească și refrenurile cântării, ce folos slavă fără de Hristos, ce folos aur fără de Hristos, ce folos minte fără de Hristos, ce folos tânăr fără de Hristos și ce folos dacă mor fără Hristos. Haideți să o cântăm împreună la Omul cel mai tare
Bucuria mea să fie în zadar, dacă-mi pierd viața, cea din veșnicie. Ce folos, ce folos, dacă mor fără de Hristos. Ce folos, ce folos, dacă mor fără Hristos. Ce folos, ce folos, dacă mor fără Hristos. Ce folos, ce folos, dacă mor fără Hristos. Ia și toată înțelepciunea câtă Iisus o are. Dar dacă lipsește cea mântuitoare, ce folos, ce folos, minte fără de Hristos. 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 Evanghelia se vestește, prietene, te pocăiește. Și vino, și vino la Domnul scând. Și vino, și vino la Domnul scând. Dar atunci va fi târziu. Dar atunci, dar atunci va fi târziu. Astăzi Iisus te primește, vino și te pocăiește. Nu aștepta, nu aștepta întârziat. 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 Amin.
Să-ntâmpă marea ta, când a cântat pe care
tot mai aproape, El vine pe noi. Trichează și stai ca strășelul pe noi. Are
Domnului. Amin. Se cânta aici că Evanghelia schimbă inima. Amin. Și mi-a schimbat și inima mea. Amin. Slăviți să fie Domnul. Gloria. Te pricin aceasta, în seara aceasta, suntem împreună. Amin. Și Dumnezeu, prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos, poate să ne schimbe inimile la toți. Amin. Știți, schimbarea inimii este un proces. Nu primi o dată pentru totdeauna. Biblia ne spune că există un om în inima noastră, omul dinăuntru, reține de inimă, și omul acesta trebuie să crească până când ajunge la statura de om. Este un proces, nu? De aceea ne tot adunăm la adunare. Mie îmi sunea un coleg de serviciu, nu înțeleg pocăiții ăștia, ce tot fac acolo? Și marțara, și joisara, și duminică dimineață, și duminică pomoasă. Tot se adună, nu se satură atât, adică să stea împreună. Toate au spus, am crezut în Domnul Iisus, suntem în Crist, ce toată ziua să te spunem asta? Aici e frumusețe. Aleluia. Că deși ne adunăm și stăm împreună, îl vedem pe Dumnezeu tot mai mare. Un poet de cântare spunea, orice om văzut de aproape, zi de zi, mai mic îți pare. Cât cunoști un om mai bine, mai de aproape, îl vezi cât e de anormal, dacă vreți. Așa între ghilimele, mă scuzați că spun asta, dar am acasă pe raft o carte cu un titlu foarte interesant și spune, toți sunt normali până când ajungi să-i cunoști. Cu ce ai cunoscut, după aceea vezi că toți sunt oameni, cu slăbiciuni, cu neputințe, cu limite, cu... așa. Și poetul spunea, orice om văzut de aproape, zi de zi, mai mic, îți pare. Însă, pe Dumnezeu, de aproape, zi de zi, îl vezi mai mare. Deci, când ne adunăm mai de multe ori, stăm mai aproape de Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu tot mai mare, slăvit să fie Dumnezeu. De ce? Pentru că El este nesecat în orice domeniu, dacă vreți, în dragoste, în bunătate, în îndurare, în știință, chiar și știință, cunoștință. N-are limite. Așa că, ce am putea noi să spunem destul înainte lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spunea, o adâncul cunoștinței lui Dumnezeu. Ce adâncă e cunoștința lui Dumnezeu. De aceea, haideți, așa cum ne îndemna sora Ileana prin cântare, să venim cu găleată la izvor. Amin. Să mai scoatem o găleată de apă din izvorul acesta nesecat, din izvorul apelor vii. Când ne vom ridica în picioare și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu pentru aceasta, și citim Cuvântul Domnului din Faptele Apostolilor, capitolul 16, începem citirea cu versetul 16 până la versetul 34, și apoi ne vom ruga și lui Dumnezeu după ce citim Cuvântul lui Dumnezeu. Care aveți Biblie la pagina 1077. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preaînalt și eu vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerul să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temerile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor,
Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-au dus în casă, le-au pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Haideți așa cum stăm în picioare să facem o rugăciune cu toți împreună și ne vom ruga cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.